Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Bună tuturor, eu sunt Jenna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să fac un video pe care în trecut le făceam mai des pe canalul meu, adică clipuri despre topuri, despre curiozități, pentru că mie îmi plac foarte mult și le urmăresc cu drag pe YouTube. Și astăzi m-am gândit să fac această clasifică, 10 filme care au încasat cel mai mult în toată istoria filmului. Hai să începem! La numărul 10 avem Iron Man 3 din 2013. Este un film care a încasat 1.200.000 de milioane. A fost regizat de Shane Black, actorul principal Robert Downey. O curiozitate, așa, ca să vă spun ceva despre film, este că dialogurile nu erau scrise în totalitate, deci actorul nu trebuia să învețe tot ce era scris, dar trebuia să improvizeze și multe din scenele din film sunt improvizate. Pe locul 9 avem Frozen din 2013, un film de la Disney. Acest film cred că a fost așa bum-bum pentru toată lumea. A încasat 1.276.000.000 de milioane. Acest film a lansat mode cu plătuțe, toate fetițele nebunite după Elsa și Anna. Aici o cheamă Elsa, nu știu cum o cheamă în engleză. O să mă duc să mă informez. Și o curiozitate despre acest film, că păpușile au fost vândute pe eBay la $10.000. Niște păpuși în limited edition. Haideți mai departe. La numărul 8 avem Harry Potter, partea a doua, din 2011. Este un film regizat de David Yates. A încasat cam 1.300.000.000 de milioane. Actorul principal, Daniel Radcliffe, a fost chemat să facă rolul lui Peter Parker în Spider-Man, dar până la urmă nu a fost ales el. Numărul 7, Avengers 2015, Age of Ultron, în care au încasat 1.405.000.000. Regizorul este Josh Wenden. Vreau să vă arăt. Ia tabloul! Avem tablou așa aici. Și acest regizor este același care a făcut Buff. Numărul 6, Fast and Furious 2015-7. Este filmul care eu îl ador, 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 ador. A încasat 1.500.000.000. Un film pe care eu l-am văzut de la primul până la ultimul. De câte ori ieșea la cinema, eu fugeam și mă duceam să mă uit, să-l văd. Mă rugam mereu de Marco, ai Marco să văd și eu, du, mereu cu filmele astea urâte, dar el nu știa că mie mi-era drag neoamenii aia pe acolo. Un film cu Vin Diesel, e Paul Walker. O curiozitate, dacă nu o știți, este că Paul Walker, actorul la cu ochii e frumos, blondul ăla frumos, a murit în timpul filmărilor într-un accident de mașină și frații lui, are doi frați, au fost chemați să interpreteze rolul lui în acest film. Numărul 5 de Avengers, numărul 1. Ăsta a încasat 1.500.000.000. V-am spus, cu toți personajii de la Marvel, are toți supereroi. Să trecem mai departe. Numărul 4, Jurassic World, este un film din 2015, ăla cu dinozauri. A încasat 1.670.000.000. Este regizat de Colin Trevorrow. Este un film cu Chris Pratt. Mi-a plăcut la nebunie, mai ales când fugea tipa aia pe tocuri, pe toată jungla aia, am zis că mor. Zic, asta e fata de-a noastră, pe tocuri, nene, nu se lasă de tocuri nici până junglă. Și mi-a plăcut la nebunie. Filmul a fost, tot scenariul ăla de junglă și nebunelile alea pe acolo, au fost construite în
într-o bază de la NASA care era abandonată. Și acum să mergem pe podium cu 3-3-3-3-3. Avem Star Wars 2015, filmul pe care eu l-am adorat întotdeauna, când eram mică, când eram mai mare, le vedeam mereu. Filmul ăsta a încasat 2 miliarde 68 de milioane de dolari. Mă uitam că este copil de la școală și unul o deranja pe o gargicuță. Îi dădea cu o șapcă în cap. Uite, acum s-a luat de mână. Iubirea sa e nasoală. Bine, o curiozitate despre acest film este că limba care o vorbeau Ewoks a fost realizată printr-un amestec între limba tibetană și limba nepaleză. La numărul 2, Titanic, film din 1997, a încasat 2 miliarde 186 de milioane, că nu știu să spun. Este un film regizat de Cameron Diaz, de James Cameron, cu Leonardo DiCaprio. Și o curiozitate despre Leonardo este că în sfârșit, în 2016, i-au dat și lui nene Oscarul ăla, că săracul, eu zic că l-avea în casă și se ruga mereu la Buddha, că mi se pare că e budist, se ruga să-i dea și lui măcar unul mic așa de Oscar. Titanic este un film pe care l-am văzut de vreo 2 ori. Nu îmi place, cred că sunt singura persoană pe pământul ăsta care nu-i place filmul ăsta, pentru că este prea tragic, prea moare, nu-mi place mie că moare lumea asta de tot așa. Trebuia să se salveze amândoi. De ce să se salveze numai ea? În fin. Și vreau să vă spun că nenea ăsta, Leonardo DiCaprio, de când a câștigat Oscarul, a realizat un documentar împotriva încălzirii globale și l-am văzut odată, e foarte interesant, duceți-vă să-l căutați, mi se pare că îl cheamă Before the Flood, da. Și el bagă nene peste tot. Cred că intră pe grupuri și bagă spam, 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 mai rău ca noi. Și acum să alegem la numărul 1, pe numărul 1, filmul cel mai frumos din toate timpurile, care mie mi-a plăcut la nebunie, este Avatar. Este un film din 2009, tot regizat de James Cameron. Este un film pe care eu, de câte ori îl văd, nu mă plictisesc să-l văd. Îmi place la nebunie, îmi place mult de tot. O curiozitate despre acest film este că limba Navi vorbită în film a fost creată și s-a născut acolo în studiourile lor. Regisul James Cameron a chemat o tipă de aia care se ocupă de limbi, nu știu cine poate să fie tanti asta care face chestiile astea, și a pus-o să realizeze o limbă nouă, o limbă de la capăt. Și tanti asta a făcut o limbă cu 1000 de cuvinte și așa limba asta este unică. Acesta a fost topul 10 de astăzi cu filmele care au încasat cel mai mult. Lăsați-mi în comentariu care este filmul vostru preferat. Sper că video-ul v-a plăcut și nu uitați să dați un like. Ciao!